Doamnelor și domnilor, am revenit din pauza de publicitate, așa cum v-am promis înainte de pauză. Alături de mine, domnul profesor Gabriel Clapon, antrenorul echipei de basket, Politehnica Iași, CSS Unirea Iași. E o denumire dintr-o asta lungă. Bun revenit în platou, domnule profesor, și felicitări pentru prima victorie obținută. Eu zic că un meci care a fost interzis cardiacilor, mai ales pe final, 71-70 contra celor de la Agronomia. A fost și un meci revanșă? Bună ziua, bine v-am regăsit. Într-adevăr, a fost un meci foarte strâns, interzis celor cu probleme cardiace. Dar pe ansamblu ar fi fost păcat să pierdem. Am controlat în mare parte jocul, mai puțin sfertul 4, când le-am dat ocazia să beneficieze de foarte multe recuperări. Uitându-mă pe statistică, după sfertul 3, la sfertul 3, aveam 6 recuperări peste ei, dar sfertul 4 a făcut ca rebound-urile, aceste recuperări, să fie în avantajul lor la sfârșitul jocului. Ați condus și cu 14, 14 puncte. A fost cea mai mare diferență de pe parcursul celor 4 sferturi. Apoi 12, au fost 10, au fost 6 și s-a ajuns într-un final la acel un singur punct diferență, care practic a scos din minți pe toată lumea, că era nervozitate și pe teren și pe bancă și cred cu siguranță și în tribune. Și toată lumea aștepta fluierul înfrigurată. Da, într-adevăr, problema a fost la noi și nu la adversar. Atât timp cât noi am gestionat situația pe atac, în defavoarea noastră, și aici mă refer la un atac mai așezat, mai răbdător, mai calm, am beneficiat de acest plus. Într-adevăr, am avut acele momente, exact cum ați spus, la plus 14, chiar și pe final, dacă ne gândim că am avut pe finalul mele 2 minute, 1 jumate, 7 puncte, la sfârșitul sfertului 3, 9 puncte, într-adevăr am avut 2-3 momente care am ieșit din să zic așa, din jocul nostru și am oferit practic pe tavă jocul așteptat de adversar. Am discutat cu băieții la pauze, chiar ăsta a fost și discuția cu ei, și înainte de joc am avut aceeași discuție. De multe ori, de fapt, mai ales la ultimele 3 jocuri, da, cu acesta 4 și în care s-a văzut și sincopele care le avem, intrăm într-o vrie, așa să zic așa, în momentul în care nu mai suntem organizați. Aici lucrăm în continuu, antrenament de antrenament. Mă bucur că a mers cât de cât apărarea, deci a mers ceva mai bine față de celelalte 3 jocuri care le-am început în play-off, dar într-adevăr în atac încă avem de suferit în aceste momente în care nu mai suntem răbdători în atac, să ducem un atac pozițional și să avem această calmitate și concentrare tocmai pentru a finaliza atacurile. Dar când dispare calmul ăsta despre care vorbiți, cred că apare individualismul. Eu așa am văzut-o, cel puțin. Și încercările acelea de la mare distanță de a marca coșuri de 3 puncte, disperate aproape la un anumit moment dat, unele au ieșit, altele nu, așa se întâmplă în viață, unele ies, da, altele nu. Într-adevăr, se văd aceste probleme apărând această nervozitate, acest nu nervozitate, să-i spunem precipitare, acest control mai da. Mult precipitare, apar aceste probleme și din dorința de a marca, de a să zic juca practic, de exemplu, relația 1-1. Din păcate, la relația 1-1, bun, este o relație 1-1, dar când apare un al doilea, al treilea apărător, atunci mingea trebuie scoasă la coechipieri, pentru că acei coechipieri sunt liberi. Da, într-adevăr, aici avem niște probleme, lucrăm în continuare la aceste probleme. Normal, nu ar trebui să existe, da, ținând cont și de experiența
unor jucători și experiența căpătată deja într-un sezon jumate, da? Dacă ne gândim și la sezonul anterior, de cei tineri, și ar trebui să nu mai avem probleme de acest gen. Dar na, se întâmplă câteodată se iasă, dar de multe ori nu ne-a ieșit și chiar de asta am și ajuns, de exemplu, la acest joc, pe final să trăim intens acest joc. E, până la urmă, totul e bine atunci când se termină cu bine și important e că a fost unul mai mult, un punct mai mult decât adversari, decât cele obținute de către adversari. Ei certați, dar tot dumneavoastră ești împăcați. Și mă gândesc că tot vorbim despre misiunea asta de a fi antrenor, care e o misiune foarte dificilă, mai ales în România, că prin afară stafurile sunt mari, că ai un antrenor, ai nu știu cât secunzi, ai preparator fizic, ai asistență medicală, ai mental coach, nu știu dacă am omis ceva, dar ai multe, multe lucruri la dispoziție. Aici dumneavoastră sunteți cam toate aceste funcții, da, la un loc. Aici este o problemă, într-adevăr, un staff, componența unui staff cuprinde cam undeva 6-7 persoane. Aici enumerând antrenor secund, chiar doi antrenori secund, managerul, să zicem, secției, kinoterapeut, medic, deci adunăm cam vreo 6-7 persoane. Din păcate nu putem dispune de asemenea staff, pentru că în primul rând clubul ar trebui să aibă în organigramă asemenea posturi. Da, este un club de stat, știu, pentru că și eu la clubul unde sunt titular nu beneficiez în organigramă. Da, și normal, de asemenea, posturi, un club de stat, e normal să se întâmple asta? Dacă legislativ, noi respectăm legea. Legea, de exemplu, ne spune că avem dreptul să avem angajat un medic. Dar, din păcate, n-avem bugetul și n-avem nici postul necesar, adică ne trebuie posturi scoase. Da, din păcate, nu beneficiem de aceste lucruri și căutăm prin alte surse să beneficiem de așa ceva. Da. Prin atragere de venituri, de alte fonduri, ca să putem beneficia de sursa financiară pentru a asigura acestor cadre. Vă întreb pentru că mă gândesc că e în afară de faptul că e o uzură în plus pentru noastră, nu o pierdere de timp, că nu vreau să înțeleagă cineva greșit că toate aceste funcții care ar trebui să fie, sau toți acești oameni care ar trebui să fie pe lângă dumneavoastră, sunt o pierdere de timp, sub nicio formă. Sunt o pierdere de timp pentru dumneavoastră, pentru că nu reușiți, poate câteodată, să țineți antrenamentele la capacitatea la care ați putea, dacă ați fi ajutat de niște oameni care să mai facă și ei, să mai suplinească pe aici, pe acolo. Că trebuie să-i și, după cum spuneam, trebuie să-i și certați, trebuie să-i și împăcați, trebuie să-i și învățați. Problema nu este numai la mine personal. Problema, nu, în general în România, este, eu așa am în și general spus, la exact, cluburile, da, de stat. Da. Și aici, dacă luăm CSS-uri și cluburile universitare, de exemplu, în LPS-uri există un asistent medical, chiar și un doctor, pentru că sunt licei cu program sportiv. Da? Aici mă refer la cei cu program sportiv, care au în rețeaua școlară și cabinet medical. Deci problema este la CSS-uri și la cluburile universitare, unde nu există, cum spuneam, în organigramă, asemenea posturi. Toți au probleme în țară, dar căutăm soluții pentru a, să zic, lipi un kinoterapeut, așa de mi-aduc aminte, în 2012, la turneul final, la Brazi, am găsit un kinoterapeut chiar cunoscut, Alexandru Lefter, cu care am colaborat și tot l-am găsit de pe internet. Deci am ajuns chiar să și mergem împreună la
un turneu două de 3 la 3 cu echipa națională. Da, și l-am avut ca și preparator, kinoterapeut. Practic și el făcea mai mult decât kinoterapie, făcea preparator fizic. Și... Da, sunt probleme, încercăm să le rezolvăm. Normal n-ar trebui, eu ca antrenor ar trebui să merg focusat numai pe o linie cu jucătorii. Restul, da, cum aminteam cu Alex, Alex îmi spunea cât la sută pot să-l folosesc, cât nu pot să-l folosesc, ce probleme are. Cam așa ar trebui. Și antrenorii asistenți, care te anunță, îți scot niște informații și te informează. Un metodist, adică sunt absolut, multe... Absolut. Așa ar fi ideal și așa ar fi normal. Dar din păcate... Din păcate nu se întâmplă asta. Nu se întâmplă să revenim cu picioarele pe pământ, da. Și să vorbim puțin, da. Și despre următoarea partidă contra celor de la Laguna 2 București. Un meci mai facil decât primele două și îndrăznesc să spun și decât acesta cu agronomia, inclusiv. Cel puțin aparent. Da, m-am spus și în alte emisiuni la dumneavoastră, play-off-ul este cu tot altă competiție. Echipele sunt mai echilibrate. Deci jocurile sunt și ele și mai echilibrate. Acum că una, două echipe sunt poate peste celelalte șase, adică sunt, să zic așa, câteva echipe care se vede diferența, întreabă cum a fost Brașovul și Vâlcea. Totuși n-am jucat rău cu Vâlcea, dar chiar și cu Brașovul, chiar dacă a fost diferența de scor, dar am fost dominați la niște capitole, în primul rând la recuperări. Nu avem jucătorii, și aici mă refer la poziția 4 și 5, în special la 5, care ne ajută la a recupera niște mingi. Și am fost dominați, ăsta a fost primul capitol unde am fost dominați. Restul, na, am fost undeva acolo cu ei. Și cu Vâlcea am pierdut la 14 puncte, dar am ținut cu ei și chiar am condus. Și a fost un început foarte bun. Și chiar a fost un început bun. Să zicem cu astea două echipe care... anunțându-și și promovarea, sunt detașat de celelalte. Ei, celelalte șase echipe sunt undeva ca valoare, chiar dacă uneori, de exemplu, Craiova, noi am pierdut la o diferență de 19 puncte, dar noi am mers 39 de minute, am mers cap-cap, că s-au întâmplat, ne-a ieșit cu 5 greșeli, iarăși am avut lipsa efectivului, accidentările, da? Deci nu pot să spun că noi, practic, unele probleme ele nu au fost rezolvate în timpul jocului. Au fost altele care nu au putut fi rezolvate. Și, da, și țin minte că Vâlcea, de exemplu, avea în teren 3 americani, dacă mi-amintesc bine. Deci ei au 2 americani, a fost sau mai bun. Dar acum, că e american, că e român... Toți au contracte? Absolut toți. Da, toți au contracte. Despre, deci, adică, nu se pune, deci au contracte și la... Corona Brașov este practic echipa Știința București, care a fost transferată la Corona Brașov, neavând niciun brașovean, iar la Vâlcea sunt, din câte am înțeles, un junior, da, de acolo, care e de la Vâlcea, restul sunt aduși din țară, de la alte echipe. Dar revenind la partea de recuperare, în primul rând Vâlcea, din punctul meu de vedere, este echipa cu cea mai cu talia cea mai mare din toate echipele. Nici Brașovul nu are talia. Dacă ați văzut, erau 4-5 jucători undeva la 2 metri. Da, beneficiez de tale, beneficiez și de recuperări. În rest, cum spuneam, meciurile sunt grele. Fiecare meci este greu. Fiecare meci, dacă câștigi meci, te urcă. Dacă pierzi, te coboară. Noi sperăm, acum venim cu Laguna, ultimul meci cu Laguna în care am avut lipsă în sezonul regulat, în retur nu am jucat foarte bine, am și mai spus-o, am avut și lipsă 1-2 jucători, s-a mai accidentat, mi-aduc aminte atunci după 4-5 minute Rareș Băsescu, și atunci am avut 3 meciuri unul după altul, am avut cu Laguna, cu Agronomia și cu Vlaicu. Deci mai contează și ziua care o prins, dacă... Și norocul, deci, pe care ți-l faci. Este adevărat, noi mergem la victorie, da? Vrem să încercăm și facem tot posibilul să ajungem undeva pe o linie care să ne permită să putem aborda celelalte jocuri, da? Să ne menținem în, că
eu asta îmi și doresc, să ne menținem în bătălia pentru, în lupta pentru Final Four. N-am renunțat, dar nu sunt omul miracolilor. Dacă se va întâmpla, se va întâmpla, dar nu depinde numai de mine. Deci este un grup, facem tot ce e posibil, avem niște lipsuri, lipsurile se completează cu bani, din ce avem de acolo, cu ce avem, ce avem de acolo scoatem. Dacă nu putem mai mult, asta este. Trebuie să recunoaștem, trebuie să fim foarte realiști. Bineînțeles. Nu putem cu cea, cu încă oricum sunt pași pași mari făcuți, da? Faptul că am intrat în play-off și obiectivul pe care mi l-am propus este 1-6. Dacă se va întâmpla să fie un obiectiv mai bun, foarte bine, pentru noi este un plus, un plus care ne dă încredere. Mai avem două minute și aș vrea să vă întreb dacă vi se pare corectă lupta asta din play-off, unde există două echipe satelit care nu au drept de promovare. Adică mă gândesc că și la fotbal se întâmplă același lucru, 5 echipe de Liga 2 nu au drept de promovare și cu toate astea s-ar putea să încurce play-off-ul din acest an. Așa se întâmplă și la basket. Ar trebui sau nu ar trebui schimbat regulamentul? Pentru că dacă nu poți promova, ce cauți într-o grupă care se luptă pentru promovare? Da, din păcate... E ilogic. Nu fac eu regulamentul. Nu, dar puteți să vă dați cu presupusul ăsta, cu siguranță. Întotdeauna când mi-am dat cu presupusul sau am încercat să discut cu cei din federație, am avut așa niște răspunsuri, mai ales acum e și mai greu. Deci răspunsurile care vin, practic, le aștepți, ori nu vin și dacă vin, vin foarte greu. Deci nu eu fac regulamentul, fac cei din federație. Am avut multe situații pe care le-am propus, nu s-au fructificat. Într-adevăr, există și avantaje, există și dezavantaje. Dacă ar fi, un avantaj ar fi dacă termin pe locul 6 și ele două sunt înainte, înseamnă că ele două le dau la o parte și eu urc. Un dezavantaj este că dacă vin pe locul 8 sau pe locul 7, ele sunt în fața mea. Un alt dezavantaj ar fi pentru echipele care sunt în play-out. Poate acolo, fiind echipe care își doresc meciuri mai puternice și șansa de a se bate la Final Four, normal că le din start echipele care satelit, că acum sunt două, dar dacă ar fi fost trei sau patru, exact. Da, deci celelalte n-ar mai beneficia de această luptă pentru Final Four. De ce vă întreb? Pentru că mie nu mi se pare logic sub nicio formă și mi se pare că ok, bun, are dezavantaje și avantaje. Deci ei pot arbitra lupta la Final Four, dar până la urmă și într-adevăr criteriul sportiv primează oriunde pe planeta asta. Dar până la urmă trebuie să existe și un alt gen de criteriu care să departajeze toată povestea asta. Sunt multe discutat. Eu noi am trecut, în fine, nu mai vreau să-mi aduc aminte, chiar anul trecut un meci. Am discutat cu cei din federație, s-a întâmplat chiar și ce ne-a s-a întâmplat nou și LNBM la un meci unde a jucat o echipă care a bifat și jocuri în cupele europene și aceeași greșeală care am făcut-o noi, au făcut-o și ei, numai că la noi, că asta a fost, domnule, cum se poate voi ca federație în Liga 1 să fiți foarte stricți, iar la LNBM, da, să fiți foarte ușor trecător, adică să fie sancțiunea de genul că acolo e sancțiunea de un tehnic. Păi noi aici la Liga 1 ne chinuim și facem tot posibilul ca acești tineri care nu prind în Liga Națională de Basket, m-am spus, să joace români, să joace aici cu U23. Deci că nu e ușor. Și acolo se învârte mălaiul sus. Iar acolo, cam așa ai spus, adică dacă iau bani mai mulți, înseamnă că noi, eu cred că la Liga 1 ar trebui să lăsăm un pic restricțiile mai ușor și acolo să băgați restricțiile. Păi da, pentru că acolo ei sunt adevărații profesioniști. Deci, aici la Liga 2 e un semiprofesionist. N-a fost nicio reacție. Mi s-a spus, da, notează, trimite și mai departe. Deci sunt multe chestii în regulamente care efectiv și eu am cerut până la urmă, stai domnule, acolo scrie la regulament, dar de ce nu analizați? Faceți-o cu mulțumesc. De ce pentru unii mumă și pentru alții mumă? Și luați, analizați situația. Vă spun o situație de la juniori. Trebuia cu un an în urmă, da? Eram în lupta pentru calificare în
în turneul final 2 la 18 și pentru că n-a venit la al doilea turneu, nu s-a prezentat una din echipe care a confirmat și a spus că nu putem participa din cauza că avem jucători care au s-au infectat COVID-19. Bun, ok. Federația a venit și a zis că pentru că s-a anulat protocolul cu nu știu cât înainte, da? Rezultatele se anulează, deci și rezultatul care l-am avut eu la primul turneu cu acea echipă s-a anulat. Și eu practic pentru că federația n-a fost de acord că nu mai poate participa deci un motiv foarte bine întemeiat, da? S-au dus la regulament și au zis, echipa dacă nu s-a prezentat pierde. Două meciuri, dacă nu te prezinți ești eliminat și îți ia și rezultatele dinainte. Și deodată am căzut. Da. Da, am făcut-o de două, trei ori și mi s-a spus la urmă, dacă doriți, faceți la comisia de apel. Măi, oameni buni, stați-o leacă, eu vreau să știu de ce... Sală, nu în tribunal, da. Haideți să o luăm, ați anulat protocolul. Dar dacă iarăși se intra în pandemie, nu? Da. Și dacă copiii au făcut... Cum? Păi, mențineți rezultate. Practic, din cauza unei proceduri, o formalitate de regulament și așa, eu am pierdut șansa să merg la turneul final. Deci, ca idee, cam cum stau regulamentele. Da. Sunt multe, dar, repet, nu le fac eu, le fac cei din federație. Din păcate, sunt multe de reparat, dar eu sunt sigură că vă veți întoarce de la București cu un rezultat bun. Sperăm, ne dorim foarte mult. În primul rând, în ultimele 3 luni, 4 luni chiar am avut parte numai de accidentări și nu mi le doresc că, vedeți, Florin Dăscălescu, om de talie, da, așa cum este el, puteam beneficia de serviciile lui. Așteptăm să vedem de fapt ce are el acolo, problema la genunchi, a făcut un RMN, mai avem opoziția unui trandafir Rareș care și el stă de 2 luni, da, accidentările ne-au pus probleme și sper să nu mai am asemenea probleme. După cum am zis, dacă suntem sănătoși și să nu mai apară acele sincope, sunt convins că vom juca exact, că de ce să nu spunem, au și dovedut în multe momente că pot juca un basket destul de plăcut. Mulțumim tare, tare mult. Mulțumim pentru prezență, baftă la București, să vă întoarceți toți sănătoși și cu bine. Da. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Eu sunt Laura Cristiana Culubei. Până săptămâna viitoare, să aveți o minte aspră și inimă blândă, să rămâneți alături de Iași TV Live, să fie pace și liniște în lume și, bineînțeles, să aveți zâmbetul pe buze. Pe curent!